Claudia Tapardel. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Stimați colegi, Uniunea Europeană se dezvoltă, dar în termeni economici, social și de infrastructură, decalajele de dezvoltare se reduc mult prea lent. Totuși, cred că coeziunea rămâne cel mai important proiect al Uniunii. În acest sens, doresc să fac o pledoarie pentru susținerea și adoptarea eficientă și rapidă a unuia dintre cele mai complexe proiecte strategice și programatice din regiunea Europei Centrale și de Est. Masterplanul General de Transport al României transformă dezvoltarea infrastructurii regionale într-o prioritate pe termen mediu și lung, de care întreaga Europa va beneficia. Ideea dezvoltării infrastructurii în zonele de graniță ale Uniunii Europene, pe baza unei strategii, trebuie să pornească inclusiv de la necesitatea apropierii Estului de Vest și de la reducerea decalajelor evidente ale infrastructurii între aceste macroregiuni. Apelul meu către Comisia Europeană este să aibă o viziune de dezvoltare și de susținerea infrastructurii din țările care se află la granița Uniunii Europene și implicit să susțină acele state membre care au strategii și proiecte în acest sens. Mulțumesc frumos, domnul președinte! Mulțumesc! La signora deputada, I'm sorry, signor deputado José Blanco López. I don't see Mr. Blanco López.